poftim, bună dimineața! Suntem acasă la eseista Iulia Silaghi. Imediat ce trecem pragul, ni se dezvăluie un spațiu care funcționează nu doar ca locuință, ci și ca atelier, bibliotecă, redacție sau salon literar. Au trecut și trec pe aici zilnic artiști de toate felurile, scriitori, poeți, actori, artiști plastici. Ușa este deschisă oricui, singura condiție este să te poți ridica în discuțiile purtate la nivelul gazdei, care este interesată de orice fenomen artistic. Arta conversației este unul dintre nenumăratele talente pe care le posedă anfitrioana noastră. Aici, printre cărți și obiectele de artă, ascultând-o pe Iulia Silaghi, timpul și spațiul își pierd dimensiunile obișnuite. Încercăm același sentiment care te cuprinde în timpul lecturii unui roman excepțional. Granița dintre artă și realitate dispare. Iulia Silaghi își începe povestea vieții fără date biografice. Acestea nu au importanță. În viziunea ei, lucrul cel mai însemnat care a avut un rol hotărător în formarea ei intelectuală este condiția de triplă minoritară, deoarece este femeie și este evreică aparținând culturii maghiare din România. Am pierdut bunicii la Auschwitz. Tragedia care s-a abătut asupra evreilor din aproape toată Europa, mai mult aici în această parte a, în această regiune a Europei, a lăsat urme adânci în toate generațiile și pot să spun că m-a marcat. Nu m-a pus pe fugă, n-am plecat din țară pentru că mă simt legată, sunt acasă. Sunt evreică, dar aparțin prin cultură culturii maghiare, unei tradiții maghiare. Asta în România, unde m-am încadrat și sunt, cred, destul de acceptată și am o legătură foarte puternică cu cultura românească, dar totuși sunt totdeauna altceva, într-un fel. Această alteritate mie nu mi se pare un dezavantaj, din două motive. În primul rând, e mai bine să vezi lucrurile din mai multe puncte de vedere. Este foarte important ca să nu ne ascundem după anumite dificultăți pe care le întâmpinăm sau să fugim de ele spunând că oricum eu nu voi obține postul respectiv, că sunt femeie, că sunt unguroaică, că sunt româncă, că sunt evreică. Asta din capul locului mă pune într-o situație dezavantajoasă. Și asta poate să ne ia curajul de a lupta pentru o performanță reală, pentru o valabilitate a competenței care trebuie demonstrată prin efort și prin talent și prin muncă, prin realizare, fără să te ascunzi după presupuse sau reale dificultăți pe care le întâmpini. În copilărie, în timpul celui de-al doilea război mondial, a purtat și ea steaua galbenă, steaua lui David, cusută pe pardesiu, mama ei reușind să o scape în mod miraculos de soarta bunicilor. A urmat secția maghiară franceză a Facultății de Litere din Cluj, după care, ani lungi, a lucrat ca redactor la prestigioasa revistă culturală Corung. Inițial scrisese critică literară, dar pe parcurs și-a schimbat opțiunea și s-a dedicat eseului. După 1990, a avut șansa unui nou început, fiind invitată la Universitatea Babeș-Bolyai să predea un curs special despre arta eseului. Până în 90, deci, nu aveam nicio șansă să ajung la universitate, să predau acolo, dar prezența oamenilor și prezența cărții a dus, nu știu cum, la o idee a bunei mele prietene, care pe atunci era șefă de catedră, Dimeașieva, să-mi ofere posibilitatea de a preda. Și eu, la început, am fost foarte mirată și m-am și temut de, între, cum să-ți spun, câți ani aveam atunci,
mai aproape de 60 decât de 50, deci nu era momentul când se începe o carieră universitară. Nici nu este o carieră universitară. Eu sunt oaspete la universitate și studenții mei sunt oaspeți la mine în casă și este, cum scria un critic al meu, mai degrabă un salon literar. Și se pare că această formă este mai simpatică unor studenți decât tradiția academică în toată legea cuvântului, cu catedră, cu bănci, cu, mă rog, un mediu universitar instituționalizat. În primul semestru am predat la filologie și de fiecare dată când mă duceam la curs, îmi venea să o iau la fugă acasă. Și asta mi-a dat ideea, ce ar fi să invit la mine. Și am invitat la mine acasă. Nu mă rog, câte se tnopio. Nu eleg elen mondású hangulatot ad, ami mostani témánknak az, hogy a költészet napján beszélünk arról, amit a költészet megszűnésének, vagy a költészet halálának nevez Székely János. Megváltozott az, amit versnek nevezünk, mert megváltozott az elvárás, ami a vers és a vers olvasó közötti relációt jelenti. Az emberek állandóan új szenzációkra vágynak, új izgalmakra, és a művészetek kénytelenek vagy kötelesek ezt az igényt kielégíteni. Most már nem az a prioritás, hogy az igazságot mondja a vers szépen, hanem az a prioritás, hogy valami újat mondjon, valami másat. És az új igénye egyre gyorsabb váltásokra kényszeríti a művészeti mondanivalókat és a formavilágot, mert az alkotó csak azzal tudja igazolni a létét, hogyha ahhoz képest, amit tegnap, vagy a múlt héten, vagy a tavaly olvastunk, vagy láttunk, vagy hallgattunk, valami még újabbat, még meglepőbbet, még szokatlanabbat kínálnak fel neki. Ez a hagyományos, klasszikus értelemben vett költészet végét jelenti, mondja Székely János. Vin la mine în fiecare săptămână un număr de studenți, chiar dau examen și stăm de vorbă. Unii sunt interesați, alții mai puțin. S-a produs o schimbare esențială. Cartea încetează să mai devină un element de cultură sau un fundament al culturii. Deci cultura livrescă își pierde din importanță. Redevenim o civilizație vizuală. Civilizații vizuale au mai fost în trecut, istoria le cunoaște și evul mediu. Duminica la biserică primeau tot enoriașii și frescă, și muzică, și învățătură. Umberto Eco scria asta. Că era tot, era afiș, era televiziune, era absolut tot. Este paradoxal că într-o perioadă în care știința și tehnica au ajuns la niște performanțe incredibile, tot acest progres este un progres unilateral, pentru că, pe de altă parte, lasă o frustrare pentru cei care au o legătură foarte intimă cu lumea cărții, cu această cultură livrescă. Cărțile domină nu numai locuința, cărțile domină viața mea. Asta are mai multe motive. Este și tradiția evreiască, suntem poporul cărții, la urma urmei, și cartea esențială a întregii omeniri, Biblia,
vine de la această cultură a unor triburi nomade din deșert. Mi-aduc aminte din casa părinților că eu am avut acces la toate cărțile. Puteam să scot orice carte de pe raft, să o răsfoiesc. Deci, cartea de la bun început a însemnat pentru mine în același timp și libertate. Deci, cultura și libertatea au devenit noțiuni surori. Și asta mi s-a părut o fundamentare a filozofiei mele de viață, ca să zic așa. Primele poezii le-a învățat de la mama sa, o femeie fără studii superioare, dar cu o pasiune nemărginită pentru literatură. Plăcerea de a citi s-a transformat la eseista Iulio Silaghi într-o filozofie de viață, devenind cu timpul o meserie inventată de ea, cititoare profesionistă. Așa și-ar definia preocuparea de zi cu zi. Am avut noroc, nu știu ce instinct benefic m-a îndrumat spre eseu. Nici n-am băgat de seamă când am trecut de la critica literară propriu-zisă la eseu. M-a îndemnat probabil și faptul că în dictatură criticii literare i s-a atribuit rolul de dascăl al scriitorilor și de cenzor al scriitorilor, rol care nu mi se potrivea ca o mănușă și nici n-am acceptat-o, dar trebuia să găsesc o modalitate ca să mă sustrag de la această obligație, vorba bine, profesională. Și treptat, întâi nu, fără să-mi dau seama, pe urmă din ce în ce mai conștient, am găsit o formulă literară, o formulă de comunicare, o formulă de exprimare mai liberă, mai generoasă, mai subiectivă, mai personală. Și acesta este eseul. De la Montaigne încoace, eseul este un domeniu al libertății. Deci, cum relația mea cu cartea a pornit de la libertate, a și continuat pe acest drum. Chitată-mă, tecna pa ne venea, că si eu ță. Ha si eu. Te dite, Cleo, că va tutu pote gertec, be. Hát lehet, hogy át fogunk menni oda, mert ezen a helyen több szék van, és én oda tudok tenni arra az asztalkára egy tálcát. Száműzzük a laptopot, és helyettesítjük egy tálcával. És akkor így leülünk? Na jó. Nem látok minden számot. Van két folyóirat, amelyik megtisztel azzal, hogy küld nekem példányt az és és a látó. A korunk nem tartozik közéjük, úgyhogy ezt vett célzásnak. Igen. Jó, nagyon... Van benne nagyon jó fordítás Max Blecker. Igen. Jó, jó. Ezt a két anyagot ajánlanám figyelmedbe. Én el is olvasom. Aminek a legjobban örülök, az az, hogy óriási mértékben kiszélesítettétek amit át akartok fogni. Ez az egyik nagy vívmányotok. A másik az, hogy örvendetesen sok a fiatal szerző. Én arra emlékszem, hogy a mi időnkben milyen harc volt a fiatalok egy fiatal szerzőt behozni. Akkor Rázsőző nagyon ellenezte, hogy ezeknek még nincs mert a műhely naplóba akartam hozni. Ezeknek nincs műhelyük. Hát mondom, nincs, hát szerencsétleneknek se lakásuk, se műhelyük. Nincs. De hát nem is lesz, hogyha nem. Te hány éves korodban kezdtél publikálni a korunkban? Akkor bevallott, hogy 23, mondtam, hogy én is. Hát akkor most mit akarsz tőlünk? A nemzedékek nagyon hamar elfeledkeznek arról, hogy ők is voltak 23 évesek, és még már volt valami mondani valójuk, uram, bocsánat. Eseul este un mod de a conversa cu oamenii. Cu oamenii care scriu și cu oamenii care citesc.
eseistul este un fel de intermediar între ei. Mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii. Probabil că asta a atras anumite generații și persoane care m-au căutat și mă caută să stăm la o șuietă. Nu vreau să mă închistez numai în experiența de viață și în ideile primite de Agata prin tradiție și care caracterizează fiecare generație. Am nevoie și de alte dimensiuni de vârstă, în sensul că trebuie să facem un schimb de idei, un schimb de experiențe. Vreau să-mi prelungesc pe undeva existența și orizontul prin aceste contacte cu tinerii, pe lângă că mi-s foarte dragi. Siasta. Na. Camera asta a devenit un loc de muncă și de, eu știu, de prietenie, ca să zic așa. Și chiar aici predau. Cred că asta are o legătură strânsă cu marea tradiție europeană dintre prietenie și pedagogie. Vechii greci se întâlneau în locuri care erau intime și în acest fel serveau dialogul intelectual. Pentru mine, faptul că spațiul meu vital de fiecare zi și spațiul spiritual, intelectual, nu se despart, nu sunt două zone între care se află un zid. Mi se pare un lucru foarte important că toate aceste obiecte pot fi în orice moment obiecte de uz pedagogic, dacă vrei. Obiectele au povestea lor, istoria lor. Aceste trei fotografii le-am adus de la Berlin. Reprezintă pe Sigmund Freud, pe Franz Kafka și pe Hannah Arendt. Și acești trei oameni, la băiatul meu, de exemplu, și la mine, au dat, nu spun niște răspunsuri, dar au pus niște întrebări care ne provoacă și ne îndeamnă să gândim mai departe, să înțelegem rostul vieții noastre. Eu să conopoc ati. Bună seara! Veletek telnek ideve. De e hátra ülök ám. Hátra? Uh-huh. Biztos vagy? Ilyek előre? Jó. Igen, tulajdonképpen igen. Ideja provine de la Rabelais și în fond este o piesă, un spectacol aproape fără text. Este un spectacol foarte expresiv, cu mișcare și cu muzică, mai mult decât cu textul. Tocmai mă întrebam cum se poate prezenta pe scenă un roman de vreo 600 de pagini. În sfârșit, mă întrebam cum va arăta asta pe scenă. Va arăta oricum. E bine, o să vedem. Genial, pentru că a reușit ceea ce în general nu se reușește, transpunerea
unei lumi foarte legată de împrejurări concrete de viață. Este vorba de un deficit sinistru al demnității umane. Eu sunt la atașă. Sper că există nu numai sensibilitate, ci un efort mai profund de a înțelege rostul și mesajul acestei puneri în scenă, pentru că pornește de la o idee tradițională, clasică a literaturii universale și, într-adevăr, acest public atât de pestriț cu limbi mai multe care se vorbeau și această colaborare dintre actori români, maghiari, francezi, într-adevăr, este o realizare și ea simbolică, într-un fel. Foarte îmbucurătoare, pentru că nu este o excepție, a devenit deja o tradiție a teatrului maghiar din Cluj să fie un for al arței în universalitatea sa. Vai, ce aer bun! Și n-a plouat! M-a încântat întotdeauna posibilitatea de a, motivul pentru care nici n-am plecat, de a trăi într-un ardeal în care există, sau cel puțin a existat, sper să existe și în continuare această prezență a culturilor. Și cred că sunt oarecum un produs al acestei Transilvanii. Dreptul fiecărei culturi la existență este un drept pe care nimeni nu îl neagă, dar practic ar trebui să fie asigurate condițiile pentru ca acest lucru să existe și să ne dea această respirație cu plămâni sănătoși, fără frică, fără bănuieli, fără lipsă de încredere a unora față de alții, care otrăvesc viața. Și viața este destul de scurtă, n-ar trebui să uităm asta. Cu toate că va rămâne fidelă literei tipărite, Iulia Szilagyi consideră că trebuie să facă față și provocărilor epocii în care trăiește. Așa se face că a acceptat invitația unor tineri jurnaliști să fie gazda unei rubrici permanente într-o publicație pe internet. Iulia Szilagyi se simte foarte bine ca membra acestei redacții și nu lipsește de la niciun eveniment organizat de tinerii ei colegi. Nu cred că e bine să ne oprim și să spunem că gata, lumea să se ducă și să facă ce vrea, eu nu mai sunt prezentă. Nu pot să suport ideea de a nu fi prezentă. Asta este. Eu cred că momentul în care renunți, în care te dai la fund, te dai bătut, înseamnă o moarte spirituală, un fel de sinucidere intelectuală. Voi muri ca toți oamenii, ca toți muritorii, dar nu de bunăvoie. Manem tu domen mici na ta mit ne novarium csak. Most megyünk el a Transindexet ünnepelni, és legkésőbb 8-ra itthon vagyok. Jó, rendben. Szia, persze, szia. Am cumpărat pălăria asta lui băiatul meu și a fost mică și m-am hotărât să o port eu. No, hello. Ha, sia. Mine mosta mă mășcava. Sia. Biztos, hogy élveznéd.
És a Sipi akar nekem a valamit adni, ez a következő könyv. Annyi kedves. Hello, na hát, egy ilyen. A legkisebb, akit még nem is. Igen, Samu. Hát szia, gyönyörű. Samu, Julika néni. Puszi, drága. Csonka ma egy éves. Na, Isten éltes. Akkor a bulit szerveztek neki. Isten éltes. Hát ekkora bulit rendezni neki. Ugye? Hány köncseit is meg összesen? Nem is tudom, mert... Hát gyermekből 11. Hát rábíthatod 10 unokája van anyámnak. Köszönöm, Cicika. Hát szia! Egyetlen egy műsort csináltam a rádiónál, ahol dolgozom, mert egyre volt időm. De abban benne van Juli néni. Igen. És itt van valahol a laptopomon, és el fogok küldeni. Benne, ha nem is tudok róla? Hát, hihetet lehet idézni. Ja! Ez a rádió, tetszik tudni. Jó, és azért szerzői jogaim. Azokat lábbal tiportunk. Igen, tudom, ezzel hozzá vagyok szóval. Azt szervető, hogy no and existence a portálului Transindex, care este cel mai cunoscut și cel mai mare portal de limba maghiară din România. Am făcut un program în care totul se leagă de ceea ce facem noi. Așa este cazul și cu expoziția de fotografii de azi. Eu ca foto. Nagyon jó, körbenéztem. Hát ti ismeritek egymást. Én kizárólag olyanokat mutatok be egymásnak, akik ismerik egymást. Akik nem, eszembe se jut, hogy nem. Hagyom, hogy ott boldogtalan. Nehéz kitalálni. Hát ez nem nehéz. Ez már úgy néz ki, mint egy könyv. Jaj, nagyszerű, hát itt van tartalomjegyzék is. Remek. Azért ez csak kelleni fog nekem. Igen. Jó a zene.